un exemplar superb pe care îi invităm chiar acum pe amândoi. Pe fetelor, ia veniți aici lângă mine mai aproape. Haideți mai încă. Să rămână, să rămână. Wow! Wow, tu cine ești? Ciobănesc de Berna. Suflete, luați ce frumusețe. Luați un loc, vă rog. Iubire. Vai, ce frumos este. Bine ai venit. Să rămână. Vă las să-l admirați un pic. Da. Bearnezul nostru, deci, banii tuturor sunt în Elveția, adică la el. Da? Adică un ciobănesc elvețian, nu? Adică da. Adică da, superb exemplar. Ba, e superb, dar ce vesel e. E un câine vesel, tonic. Îl vezi de cum, de cum vine. O să vedeți o chestie drăguță la el. Îl cheamă Puc. Și o să vă spună stăpâna lui de unde vine numele. Puc nu e Pucul de hockey. Atenție, este un Puc pe care o să vă spună stăpâna până de unde vine. Este un câine absolut senzațional care este recomandabil tuturor celor care au copii. Iată, s-a uitat la mine. Pentru că, da, da, așa un copil frumos toată lumea vrea. Ai văzut. Problema este în felul următor. Trebuie să ținem cont de, întotdeauna spuneam mai demult, că atunci când îți alegi o rasă, trebuie să ții cont de familie, de personalitate, de spațiu și așa mai departe. În Elveția, ciobănescul acesta și Saint Bernardo au fost special selectați de-a lungul timpului să nu aibă gena de agresivitate. Pentru că închipuiți-vă ce ar însemna să găsești un amărât în zăpadă, prins de avalanșă, și câinele tău să ducă să-l facă pe la bucăți, că e pe teritoriul lui, da? E, și atunci acest câine niciodată nu va fi alfa. Deci e o chestie importantă. Câinele tot timpul tinde, ca orice animal, să devină alfa într-o comunitate. Că e de oameni, că e de animale, că nu contează. E, el nu are această chestie. Și uitați-vă la el, este, da, el este permanent cățelul de lângă voi, cățelul care se joacă, care are nevoie de atenție, care e, cum să zic eu, o plăcere să te uiți la el, să joace cu tine, se bucură că e cu tine. Deci nu este un câine care vrea, hai, fac eu ce vreau eu, cum sunt alte rase, sau agresiv când vede un alt câine trebuie să bată. Nu, este o chestie extraordinar de interesantă. Acești elvețieni minunați au reușit să ne țină banii acolo, sigur, dar să creeze și aceste două rase de câini, o să vedem și un Saint Bernard, care nu atacă omul. Gândiți-vă încă o dată, vă spun, sunt selectați de mici, au fost așa, au scăpat. Mergeți lângă el să vă convingeți. Hai, fetele, puteți să vă duceți, că deci, putem să ne apropiem. Da, e indicat. Deci e companionul perfect pentru copii din punct de vedere comportamental. Perfect. Uite, o să să ne zic. Să rămână. Hai, Andra, vină încoace. Să rămână. Ziceți-ne de Puc. Uite, nu vine la mine deloc, ce tristă sunt. Puc. În Germania de Nord există niște legende cu un spiriduș pe nume Puc. Căruia, dacă îi dai să mănânce bine și te poți frumos cu el, ți-aduce doar bucurii, prosperitate. Dacă te porți urât cu el, ți-aduce doar lucruri rele. Și dacă își pune o căciulă pe cap, devine nevăzut. De aici l-a preluat și Shakespeare în Visul unei nopți de vară. Ce și interesant. Din cauza aceasta, pe spiridușul meu îl cheamă Puc. Câți ani are spiridușul Puc? 5. 5 ani, mulți înainte. Este un câine extrovertit, foarte vesel. Dar se citește pe fața lui. Da, așa vesel ca el. Râde, n-ai cum că e. Au legătură cu San Bernardi, că toți făceați comparații? Nu, au o legătură numai de, ca și loc de proveniență. Am numai că ce spunea încântătoarea stăpână, și anume că dacă îi dai să mănânce, se vede foarte bine la el, este un câine foarte bine hrănit, vedeți, câteodată poate fi folosit și ca bancă dacă n-ai pe ce să stai. În altă ordine de idei, ceea ce este iar interesant despre această rasă de știut, e faptul că el are o... Se spune despre el că este un țăran. Elvețian s-a dea, adică, deși eu îi spune că e o combinație între un ardelean și un moldovean. De ce? Pentru că se spune în istoricul rasei că în primii 3 ani de zile acest câine este un copil. Da. În următorii 3 ani este un adolescent. Bine, bine, și următorii 3. Acolo este un distins domn la vârsta senectuții. Deci 3 ani copilărește. Da, deci aceasta spune exact despre caracterul lui, că este un caracter extrem de jucăuș, de cuminte, de echilibrat și nu are acea latură de agresivitate, pentru că noi știm că un câine, în general, după vârsta de un an jumate, el devine alfa. Adică alfa. Se maturizează, după un an jumate este la clasa deschisă în ceea ce privește arbitrajul, deci este considerat matur. Și atunci, dacă tu zici că 3 ani de zile, practic e dublat vârsta. Deci speranța de viață ar fi vreo 9 ani? Cam acolo? 7-8 ani de zile, nu trăiesc foarte mult, tocmai pentru că fiind o rasă naturală, în care omul a intrat destul de puțin în combinație cu alte rase,
are o serie de probleme medicale și specifice rasei. Și în general specifice raselor care sunt naturale și au un număr mic de exemplare care să permită un număr și mai redus de combinații fără apariția consanguinizărilor. Și toată lumea întreabă, dar rezistă la căldură? Și atunci eu o să vă le spun următoarea întrebare. Dar câinele cu părul scurt rezistă la frig? Pentru că, de fapt, dacă ne uităm, husky-ul are părul scurt. Corect. Și trăiește într-o zonă unde frigul e la el acasă. Ogarul afgan. În Afganistan n-am auzit să fie foarte frig și are un păr lung, foarte lung, care permite tocmai ventilația bună, dar și protecția împotriva razelor solare. E drept că lui îi place un pic mai răcoare, na. Ce să facem? Doamne, a luat un frigider mai larg. Aleargă mult? Că nu-mi dau seama poziția picioarelor. El este un trăpaș, ca să spun așa, un mărșăluitor. Dar fiind un câine care dorește să stea foarte mult lângă stăpân, lângă copii și așa mai departe, devine uneori static. De exemplu, el... Deci cam are personalitatea stăpânului. Dar e ascultător? Relativ. Este foarte ascultător, deci ne ascultă pe toți. Dacă el acum alesa și plimb, stă? Da, vă rog. Da? Da, vă rog. Yeah. Ia mă, hai că poate te îndrăgostești și tu de un cățel și ție și cu cățel. Da, îmi place mult de tot, dar e mare, e foarte greu. Hai cu Diana. E mare, ai curte, Diana. Haide, tată, haide. Hai cu Diana. Haide, mama, haide. Hai cu Diana. Haide, haide să alergăm. Ha, uite că se bucură. Uite că mă ascultă cineva și pe mine. Dar tu nu prea știi să mergi cu câinele, asta e problema, văd. Păi... Nu, dar se antrenează, că are câțiva bipeze acasă și trebuie să-i învețe la lese și știe cum. Cum făceai în căsnicie? Ce făceam? Zi, la pas, culcat. Uite că am găsit, uite jucăria noastră, haide. Jucăria noastră? Haide. Puc, puc. Haide, opa, haide, puc, haide cu Diana, haide. Nu! Opa, așa. Cred că dacă sare puc pe tine, te dărâmă, Diana. 100%, dar nu acolo. El nu este un câine de talie mare, trebuie să ținem cont, este un câine de talie medie. Așa este, asta ca să ne închipuim exact cum se valorează. Da, vreo 40 de kg tot are. Da, acum... Acolo, nu? E bine hrănit, dar el în mod normal trebuie să aibă cam 40 de kilograme maxim, pentru că e trebuie să-și mânc. Ce veselă-i, Diana? E veselă, puc, hai cu Diana. Hai, puc. 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 Uite, ești copii acolo, al copil, unde mai vrei? Diana, îl cheamă puc, nu... Da, puc, haide. Așa. Puc, nu pup, hai. Așa, mama, așa. Ce puc trebuie să știe oamenii care vor să-l ia în casă? El stă și în casă și afară. Problema lui trebuie să o înțelegem în felul următor. Este un câine datorită acestei lipse a genei de agresivitate. Este un câine care se stresează relativ ușor. De ce? Pentru că testosteronul care marchează urina cățeilor și oamenii în general, când masculin, agresiv și așa mai departe, le creează o senzație de stres. Și atunci el trebuie dus în comunități în care să obișnuiască cu căței și așa mai departe. În casă este foarte sociabil și cu căței și în casă trebuie să ai grijă să-l scoți pentru că trebuie să se miște totuși puțin. Să iasă afară, să-și facă și el toate cele. Ce faci, puc? Dar blana trebuie întreținută în mod special? Nu. Are o blană care rezistă foarte bine la toate cele, doar din când în când periat. Câinele nu se spală, v-am mai povestit, pentru că are acea grăsime care îmbracă firul de păr. Și dacă noi îl spălăm, organismul va secreta mai multă grăsime, special ca să compenseze pierderea. Și atunci mirosul devine un pic miros de câine relativ deranjant. Și atunci spălăm, sau dacă vrem să spălăm, îl curățăm practic cu praf de talc. Și îl periem și... Dar vedeți, este un câine total... Alimentație? Alimentație ca orice câine normal, cărniță... Deci nimic special. Nimic special, evităm boabele, toma... Nu vreau vreun cașcaval elvețian sau ceva, exact, nu? Da. Nu. E fain, nu? Hai că... Fain, nu mai pot. Vezi ce stare bună îți dă un animal? Da. Un animal vesel? Incredibil, da. Păi da. Incredibil. Sunt foarte folosiți pentru copii care au probleme de comportament. ADHD, gen. Și asta, dar și partea de mai puțin ADHD, special pentru ceilalți, timizii, timorații. De ce? Exact, pentru că scoate un pic afară, îl forțează să facă ceva, să-l mângâie, să se joace. Și atunci toți fanii tăi vor fi de asemenea foarte fericiți dacă ți-ai câine, că se vor obișnui cu ideea. Ia zi, Andra, ți-ar plăcea un exemplar? Da, e super drăguț, așa mare. Vezi? Dar și pe ea, că și asta la curte și n-are animal. A zis că are curte mică, o iertăm. O cer data viitoare când vine. O să vorbesc cu doamna Gauguin și o să luăm în considerare posibilitatea unui câine, da? Dar cu tine vorbesc de când ne cunoaștem. Și o să mai vorbești. Mulțumesc frumos! Cezar Osticianu și acest puc minunat de la noi din emisiune. Dacă vreți să știți mai multe despre rasă, puteți să intrați și pe Facebook-ul nostru, că o să avem momentul ăsta pus acolo.